reclamații și nemulțumiri venite din partea populației. PSD Media și prin vocea domnului senator Arcaș Viorel a lansat o invitație la dialog tuturor forțelor politice reprezentate în Consiliul Local. Temele discutate au fost cele care privesc situația orașului, plecând de la infrastructura rutieră, care trebuie să recunoaștem că este o problemă mare a Mediașului, până la proiectele în derulare și cele care urmează să fie puse în aplicare în perioada 2014-2020. Dacă cheltuirea banului public revine administrației locale și primarului, ca deputat pot să vă spun că sprijin orice proiect care este benefic pentru Mediaș, care creează locuri de muncă și care duce la îmbunătățirea vieții oamenilor. Sprijinul meu pentru proiectele Mediașului este necondiționat, indiferent de discuțiile pe care le am cu domnul primar.